Doamna Tatoiu, aveți o misiune importantă acum. Am promis că le spuneți, românilor ce se va întâmpla pe piața muncii după planul genial de măsuri fiscale al domnului Ciolacu. Această reformă pe care o aștepta toată România, punând în același timp în balanță o statistică... Reforma nu se va face. O statistică, mă rog, care ne spune că din ce în ce mai mulți oameni cu studii superioare, care formează și grosul corpului antreprenorial din România, pleacă. Este o tendință ascendentă și pleacă. Mă gândesc ce va fi de acum. Dacă pleacă, pentru că și anul ăsta s-au fost Dar pleacă doctori care dacă au 5.000 de euro sau 6.000 de euro salariu. Au fost închise foarte multe firme și anul ăsta. Dacă de acum încolo va fi o nenorocire și pleacă foarte mulți antreprenori. Cum vedeți evoluția pieței muncii în România până în 2025, când ziceți noastră că începem să revenim? În 2025 va fi șocul cel mare, după care România își va reveni. Ce se întâmplă? Să nu vă, odată, partea de IT-ști poate să lucreze de oriunde. Te duci în străinătate, te costă întreținerea, chiria și așa mai departe, mult mai mult. Foarte mult, da? În străinătate și mâncarea e mai scumpă, da? Nu, deci, sunt de acord, doi. O cafea... La restaurant, poate, mai găsim mâncare. Dar și la magazin. Mergem în Germania. La supermarketuri, nu. Să mergeți în Germania să vedeți. A crescut costul mâncării cam cu vreo 15-20%. În Germania e posibil, dar în Italia, în Spania, încă e mai ieftin. În Italia depinde unde ești. Deci, încă o dată... Vorbeai de creier. Da. Dacă te uiți la programa școlară și la programa în universități și la criteriile de admitere, creierele din 90 și creierele din 2020 nu poți să le pui unul lângă altul. Așa că nu poți să-l pui pe Vadim Tudor alături de Simion. Apropo de biblică, da? Ei, da, asta deci, e evident. Nu mai sunt atât de competitivi matematicienii, fizicienii, chimiștii, vârfurile, da. Dar nu vorbim de vârfuri. Noi în 90 aveam omogen. Vorbim de generație. Aveam o generație omogenă și de absolvenți. O generație de profesori. De profesori, de politehnici. A fost considerată cea mai inteligentă generație din istoria în schimb, modern, ceea ce e marea problemă a României, nu, creierele... Nu-și găsesc locul creierele lor. Da? Deci, încă o dată, nu vorbesc de vârful, vorbesc de media educată în materie de tehnică, că prin asta România a avut un avantaj și, în general, țările sovietice. Noi am făcut matematică, fizică, chimie, în timp ce ea discutau de cum e cu marketing, cu sociologia și toate tâmpenile astea. Da? E, s-a terminat. Noi nu mai putem. Ce noi trimitem afară sunt... specialiști în construcții, muncitori în construcții, asistente medicale, ăia de taie carne, măcelari, șoferi. Da? Șoferi. Asta e problema. Deci noi nu avem cu ce să facem invest. Chiar dacă vrem să aplicăm PNRR-ul ăla, cu ce îl faci? Și atunci te aduci oameni din Bangladesh, din Pakistan, de nu știu unde, pentru că nu e problema de creiere la noi. Tu n-ai forță middle management și low middle management. N-ai. Deci Dorel nu știe să pună o țeavă. Bun, eu vă întreb dacă după acest plan de măsuri fiscale începe un fenomen, se acutizează fenomenul plecării, da, al oamenilor care contează mediul antreprenorial. Nu. Dacă încep să-și vândă proprietățile și închid și caută alte zone mai calde, dând multe puncte vedere. Vor lucra la negru. La noi se poate lucra la negru. Da. În Italia... Deci, păi lucrezi la negru, dar ți-a luat și posibilitatea de cash. Nu va... Să mai lucrezi la negru. Ți-a luat și cash-ul. Deci, eu am așa o mare dragoste de România, pentru că suntem inventivi. Noi putem să scoatem din piatră. Eu am trăit, am fost tânără în puterea, floarea vârstei pe vremea lui Ceaușescu. Bine, sunt convins că după perioada Ciolacu, după un an și ceva, ne revenim la cap. Nu, în perioada următoare, eu îți spun... Va fi rău. Guvernul nu va încasa, poate ar putea să încaseze mai puțin decât înainte, mai puțin, da? Decât înainte. Și românul va trăi bine. Deci, n-ai tu atâția polițiști și atâția șefi la ANAF și așa, cât românul poate produce scurtători. Da? Doar că vei sta cu sabia lui Damocles deasupra capului și o poate să te trădeze unul sau altul, cum se întâmpla și pe vremea cu legea 18 a lui Ceaușescu, da?
că nu venea procurorul la tine dacă nu te dădea în fapt vecinul, colegul de la servici, că ai avut pantofi de nu știu care sau cum a fost, eu mi-a avut blană și m-a reclamat, da? Va crește munca la negru și toată economia care acum e gri, ce va duce la negru. Și o să le iasă pe ochi. Nu, în România, ce îmi spunea un prieten britanic, în România se trăiește bine. Da? Autoritățile pot fi cumpărate foarte ușor. Deci chestia asta că face ciola cu curățeni, n-are față. Deci, în timpul să-și facă în ograda lui la Buzău curățenie și pe urmă să ne facă nouă curățenie. Cum e chestia? Deci, intrăm după ani de zile în care n-ai plătit impozite, ți-ai făcut afacere. Nu vor pleca. Mă refer la nu la Ciolacu, la politicieni. Na. Au făcut ce au vrut. Ciolacu e emblematic. Și au făcut averile, domeniile, proprietățile și le-au cumpărat cu bani pentru care n-au plătit niciodată impozite la valoarea încasărilor pe care le-au avut. Și vii și îi pui pe ăștia care știi că-s cinstiți. O să corect, se inventeze. Le strângi cureaua la nesfârșit într-un moment de ăsta ca să repari și să umpli golurile create ai de citit toți nenorociții care au condus prost această din stăție. Parlament? Ai citit un CV? Te doare minte. Eu am două cursuri sau trei cursuri făcute, iar dacă te uiți la un politician... Are 70.000 de masterat. Zeci de cursuri. Magenii. Și el nu știe să pună creativă. Nu are, deci nu -i. Ăla nu știe cum îl cheamă decât cu buletinul. Hai să fim serioși, domnule. Nu, stai liniștit. Asta e o chestie așa de... Stați liniștiți. Trebuie să stăm să ne gândim seara cum să fentăm fiscul. Și nu e greu. Eu dacă luam un 8 la Giancu, la fizică, la Sava, eram boier. Boier. Ați făcut Sava? Făcut Sava, da. Sava, na. Ce se face? Asta e. Nici Sava nu mai e ce a fost. Un fenomen. Nici Sava nu mai e ce a fost. Domnule general, armata ucraineană ar fi pierdut peste jumătate din vehiculele blindate de luptă de tip Bradley pe care le-a primit din partea Statelor Unite, conform unui site independent care monitorizează. Statele Unite le-au promis ucrainenilor. Site-ul este OR, cum se numește? Oryx, nu? Oryx. Oryx. Deci Statele Unite le-au promis ucrainienilor 190, da. 190 de... Asta e pentru că e șenilat. Hai să-l arătăm ecran complet. Deci, dar nu este green. Da, nu e niciunul gri. Gri sunt numai alea pentru șenilat. Nu e environmental friendly. Da. Deci America le-au promis 190 de... Bradley. Da. Se pare că au ajuns numai 100 în Ucraina și 90 sunt pentru 55 le-ar fi pierdut. Brigada 49, cea care la ora actuală desfășoară operațiunile. Ce înseamnă dacă au pierdut 55 din 100? Ce să însemne? Băi, e război, au pierdut puține, spun eu. Au pierdut puține. Dar cât costă un tank de ăsta, domn general? N-aș putea să spun, nu știu exact. Mult? Costă. Nu costă foarte mult. Dar chestiunea este că ăsta este un transportor de trupe. Deci poți să transporti cu el trupe în liniile înaintate, are în spate are această posibilitate. Dar de ce le-au pierdut? Că nu știau să le manevreze? Sau nu, că e război. Mai... Deci îți trebuie 3 minute la 5 minute ca să detectezi o coloană de tancuri sau de transportoare. Și îți trebuie 10 minute ca să le distrugi. Hai să fim serioși. Păi, și de o parte și de alta sunt luptători. Da, ce credem că numai unii luptă și ei nu stau? Vreau să învăț. Dacă avea aviație, Ucraina pierdeau mai dacă puține. Dacă avea aviație, pierdeau mai puține. Deci, pentru că nu există acoperire din partea aviației. E foarte clar. Mai e o chestie. Foarte mulți am auzit vorbind că rachetele cu rază lungă de acțiune, Storm Shadow și Attack MS, sunt același lucru. Da, sunt același lucru pentru distanță. Deci ele bat în jur de 300 de kilometri. În schimb, problema este următoarea. E o mare diferență între cele două. Primele, Storm Shadow, se trag numai de pe avioane. De pe Su-24. Deci, așa pot. Iar Attack MS... se pot trage inclusiv cu instalațiile HIMARS. Bun. Asta e o mare diferență, domne. Ce relevanță? Pentru că pot să trag de pe teritoriu,
Nu trebuie să scot aviația. Ce? Bun, dar ce relevanță are în raport cu subiectul ăsta, cu ce zic băieții ăștia de la Orex? Dumneavoastră spuneți că ține de logica războiului, de mijloacele pe care le-au ucrainenii la dispoziție. N-au avioane care să protejeze. Au spus toate cărțile de armată. Da, ți-am dat exemplu. Dacă n-ai aviație... 3 la 5 minute, în teoria militară, ai nevoie să descoperi o unitate în marș și 10 minute să o distrugi. Păi ce trebuie mai ales acum, la ora actuală, când ai drone și ai sisteme de artilerie sofisticate. Dar dacă ar fi avut aviație... Sateliți. Să tragi cu proiectile dirijate prin GPS. Bun, cei de la Oryx zic că probabil au pierdut mai multe tancuri, dar... Războiul pe care îl vedem noi este un război la televizor. Nu este un război din câmp. Nu știm ce se întâmplă exact, iar nici unii, nici alții n-au interesul să spună exact adevărul. Câți oameni au pierdut, câtă tehnică a pierdut, ce a mai rămas, ce au făcut. Și acum îți dau un exemplu. În perioada asta, acum, când există această ofensivă, au dat acum peste una din linii care este extraordinar de bine făcută. Are tuneluri pe dedesubt, cu tot felul de aranjamente din asta. E aproape foarte greu de trecut peste ea. E prima, a doua sau a treia? A treia este, sunt la a treia. Și mai e o chestiune, domnule, ei nu au o ofensivă strategică, deci întinsă pe o suprafață. Au o ofensivă tactică pe suprafețe și cu mijloace și forțe reduse foarte mult. Pentru că, practic, înaintarea prin câmpurile de mine, minele sunt la un metru. Sunt porțiuni de un kilometru cu mine la un metru. Sunt mine care... Păi cum să trec? Trebuie să deminezi fiecare porțiune și te duci pe unde a deminat, tu nu te duci. Dacă nu te-ai dus astăzi și aștepți până mâine, mâine din nou ai mine acolo, pentru că lansează cu proiectile minele fluturi. Asta nu te omoară. Sunt o chestie verzulie așa, un lichid verzuliu, care în momentul în care ai călcat pe el, sare și explodează. Și te rănește. Dar te lasă o loc fără picior, fără mână. Oh. Nu știu ce. Mai sunt și alte mine că rușii au pus numai nu mine din alea din primul război mondial. Au adus și mine de ultimă generație care reacționează la vibrații. Deci dacă trece un tank pe lângă, aia lansează un fel de proiectil care explodează direct în aia. Și dacă ți-a distrus la un tank din ăsta, la umbrele, ți-a distrus calea de rulare, deci șenila, s-a terminat. A rămas blocat. Ăla rămâne acolo. N-are ce să facă. Dar întrebarea mea, domnul general, există un site la care se uită bărbații din familia mea, în care sunt toate tankurile de la începutul războiului, ce tankuri, ce număr... Oryx e la fel. Așa. Și e adevărat ce... Cum pot să aibă ăștia informațiile astea? Dom'le, ăștia, tot ce se publică pe astea și au poze... E un site unde sau toate tankurile. Sau văd sateliții, poze, imagini, că sunt o grămadă de companii private care au sateliții și care fac... Și astea dau informația? Dau informația, sigur că da. Ei nu numără la ce se aude, ei numără la ce se vede. Am înțeles. Asta e diferența între astea. Alea dau niște pierderi mari. Asta, deci pierderi mai mari decât alea oficiale. Și de o parte și de alta. Am abordat foarte multe subiecte importante astăzi. Medvedev vine și el, iese din nou la rampă cu o afirmație care ar trebui comentată. Care? Se pare că Rusia are din ce în ce mai puține opțiuni. Înainte de a intra într-un conflict direct pe teren cu NATO. Alianța veche de 74 de ani a devenit un bloc deschis, fascist, precum axa lui Hitler. Bine. Doamne, deci, Monica, un singur așa lucru vreau să-i spun, Monica. Deci un transportor din ăsta, Bradley, costă în jur de $1,000,000. Ce poți să faci? Câte școli poți să faci cu $1,000,000 în Statele Unite? Acum, câte ouă poți să cumperi? $1,000,000. Suntem pregătiți pentru un astfel de război total, deși rezultatul va fi atins cu un cost mult mai mare pentru umanitate decât în 1945. Adică în America cu alea nucleare. În America cu războiul, s-a specializat. Am și eu un cățel acasă care în momentul în care trece cineva pe stradă, e acolo, latră și toți le sare inima din piept. Când e o cățea liniștită, nu e. Dacă nu se suie pe tine, te pupă, te nu știu ce.
Cam așa e și așa face linge și ăsta tot ce prinde? Nu. Și pupă? Latră. O să spun o prostie acum, domnule. Spune. Dar sunt femeie și pot să mi se acceptă să spun prostie. Deci, mie mi-e frică... Îl trimis la CNA. Vă rog. Nu. Nu, că n-are. Mie mi-e frică de un lucru. Am vorbit cu un taximetrist polonez care e căsătorit în România de vreo 30 de ani și îmi povestea că i-a povestea taică-su care era ofițer. Când au venit rușii peste ei, rușii te trimiteau în lagăr, îți luau, dar în momentul când te prindeau ucrainienii care luptau alături de ruși, te puneau pe genunchi și strângeau un grunte în cap. Mie mi-e frică de un singur lucru, că ăștia, de istoria lor, când au luptat alături de SS, de i-au speriat și pe aia, dom'le, dacă se întâmplă să piardă, să nu mă trezesc cu o chestie sub stac fals, cu o chestie nucleară, că, deci, se bazându-se pe ce a zis domnul ăsta, care e no. mai pe din afară, din punctul meu, l-am văzut când a făcut rocada cu Putin. E băiatul de minci. Dom'le, dacă ea, pe ea, eu am lucrat la Kiev. Și am lucrat și cu business-ul nostru și am văzut când sunt la competiție. Deci sunt foarte... exact ca și croații. Da. Bune, dacă ăștia fac o chestie, duri. Poate să fac o chestie sub steag fals fără să-i anunțe pe americani? Dacă păi de ce să nu situația, facă? Păi, dacă sunt în situația... Așa se comentează, se comentează în legătură cu acele conducte de gaz celebre Nord Stream 1, Nord Stream 2. Aia care a explodat ieri? Că a explodat nu, Nord Stream 1, Nord Stream 2, nu se spune că... Nu, a explodat ieri o conductă în Ucraina. Ieri a explodat. Deci mie mi-e frică, dacă se întâmplă să fie obligați, vorba lui Kissinger, pace pe între adică teritorii... Adică să anticipeze sfârșitul, înfrângerea? Se știe să ia o decizie dramatică? Nu, deci sunt în stare. Și cumplită. Mie mi-e frică, nu toți. Nu, că eu am domnul general ne poate spune dacă... Bă, se poate așa ceva? Ucrainii ar putea fi în stare o de așa. Este sub steag fals dacă sunt cu spatele la zici, trebuie să facă pace contra teritorii, cum a zis Kissinger. Pe mie de asta mi-e frică. Domnule, deci fostul președinte al Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, Miley, datorită lui, noi nu avem un război între NATO și Rusia la ora actuală. El a reușit să țină lucrurile sub control. CQ, ăsta nou, Brown, care a venit acum, este aviator. Să vedem ce va face el pentru... Dar nu, dacă ucrainienii o să zică... Dar ucrainienii pot face orice, domnule. Da. Nu de este. Păi, dacă ne gândim la ce se evaluează cu conductele Nord Stream, cine, ce, cum s-a întâmplat, există și un scenariu deci, în care au fost implicați ucrainienii din Polonia, venind cu o navă. Sunt deci se poate întâmpla orice. Nu este, imposibil. Când nu mai ai nimic de pierdut, gruparea din jurul lui Zelenski, pe mine mă sperie. E unul care nu știu ce a zis în România. Da, chestiunea este, eu vă spun un lucru și ăsta trebuie să rămână, să-l țineți minte bine. Dacă America se retrage din sprijinul pentru Ucraina, Europa nu e în stare să joace acolo. Europa a pierdut... Nu. Atenție! Europa a pierdut Caucazul. Deci Caucazul la ora actuală se discută la Ankara, la Moscova și la Teheran. Deci ce s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh și cu plecarea lor de acolo, ăla a fost unul din primul conflict înghețat de ruși. Ăla a fost primul înghețat. Da, da, rușii au lucrat la două capete, că au zis că sunt numai puțin. Ce înseamnă? Haideți să... Rușii au câștigat. Domnul general, le-am promis asta românilor. Ce înseamnă o mai puțină implicare a Statelor Unite în susținerea acestui război? Să zicem că vine o administrație care consideră din diverse rațiuni interne, din alte rațiuni geopolitice, înseamnă, că s-a terminat. Înseamnă cel ce se va întâmpla pentru Europa, pentru România? Duși, care sunt riscurile? Care sunt scenariile? Riscurile sunt foarte mari, în sensul că conflictul e posibil să se înghețe, așa cum este la ora actuală. Dacă Ucraina reușește să-și refacă sectorul industriei de apărare, și vă atrag atenția că Harkovul a fost Detroitul Ucrainei pentru producția de echipamente militare pe care l-au recucerit, dar care este în permanență bombardat de ruși,
dacă reușește să-și refacă și să refacă, vă dau un exemplu. Ce Ucraina, se va întâmpla dacă Ucraina reușește? Pornește din nou ca la Nagorno-Karabah. Nu, nu se va întâmpla nimic. Nu? Nu se va întâmpla, se va menține o situație ca în, al doilea, ca în primul război mondial. Pentru că la ora actuală, uite, Ucraina are cea mai mare flotă de UAV-uri navale. Deci de, asta ce sunt? Deci nave fără pilot care și pot să atace. Sunt în Marea Neagră. Astea atacă porturile din Crimea. Navele astea și navele ruse. Cum sunt în Marea Neagră? Da, în Marea Neagră. Au cel mai mare, cea mai mare flotă de UAV-uri la ora actuală. Deci ei la ora actuală pericolul mare știi care este? Că vom avea o nouă forță militară de ultimă generație la granița noastră. Ucraina? Da. Da. Dacă vă uitați... Și cu o experiență de luptă pe care nicio armată europeană nu are. Pe care niciuna... Mă rog că Polonia e... Polonia nu. Polonia face un lucru extraordinar. Polonia, okay. Într-adevăr, se înarmează. Și se înarmează și cantitativ și calitativ. A luat 260 de tancuri Abrams, dar a luat și tancuri de la Coreea de Sud, pe care le fabrică în țară. A luat avioane F-35 și F-16, dar a luat și avioane K-90 sau cum zic eu, sunt alea din Coreea de Sud. Ori noi am plătit avioane F-35 și le luăm probabil prin 2035. Le luăm avioane. O să fie așa, bă, și știi de ce? Le luăm, mai e vreun război? Știi nu, de ce, Mădăline? Da. Dar mai s-au terminat. Nevoie. Acum câteva zile s-au terminat testele de zbor ale lui F-35. Acum câteva zile. Toate cele trei tipuri au fost supuse într-un program de testare, pentru că americanii fac testarea, mă, și au reușit să finalizeze. Nu, nu e mai în decembrie va fi prezentat Pentagonului această testare, pentru că din anul viitor intră în producție de serie F-35 în cele trei variante. Varianta de 80 de milioane, de 100 de milioane și de 120 de milioane. Varianta de 120 de milioane este varianta care are decolare și aterizare verticală. În programul ăsta, ce nu știe lumea, și spun eu acum, asta a început în 1996. Au fost 10 țări care au intrat în programul ăsta și care au plătit. Anglia, Olanda, ăștia au plătit greu. Radarul de pe F-35 a făcut de olandezi. Turcia a fost în programul nu vrea F-35. Să le dea? Și nu vrea da, să le... Nu, dar Turcia a plătit pentru... Singurii care au plătit mai puțin au fost izraelieni, care n-au plătit decât $1 million pe an, numai ca să vadă documentațiile și pacii erau pentru asta. Genial. Dar ei, la ora actuală, pentru că filozofia Israelului e complet diferită de filozofia celorlalte state. Ei cumpără avioane F-16, la fel ca și noi, la fel ca și alții. Dar avioanele F-16 sunt personalizate, sunt cu tehnică izraeliană, sunt cu rachete izraeliene, fac separat map-ul, flag-ul albastru sau verde, care se desfășoară în zona Alaska, și între nimeni ei știe și americanii. Decât ei. Deci există alte, ei au alte reguli. Pe lângă banii pe care noi ne pregătim pentru alte vremuri, Dumnezeu știe. Noi ne pregătim pentru, măi, noi dacă ne-am pregătit pentru agricultură ar fi bine. Dar da, măcar pentru agricultură asta... sau pentru a face față acestor situații economice cel puțin bizare cu care ne confruntăm. Să ne pregătim să inventăm industria neagră. Iată ce spune Monica Tatoiu la finalul acestei ediții. Din păcate ajungem iară în faza anilor 90 și așa, în care se super, întâmplă... capitalism sălbatic. Faza capitalismului sălbatic se reîntoarce. Nu, ne întoarcem la Zicala. România e ca America în vremea căutătorilor de aur. Exact. A dat drumul la căruțe. Cine pune primul steagul, ăla e lui terenul. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.